Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de In Actualitate. În această seară, alături de mine, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircea Gutău, stăm de vorbă despre problemele orașului. Vom avea probleme generale și vom avea și probleme particulare pentru că dumneavoastră mi le-ați semnalat. În primul rând, cum a fost și pe unde ce ați văzut și ce veți aplica din ce ați văzut, că ați fost și la Tbilisi și la Tallinn, în Estonia și înțeleg că o țară mică, foarte dezvoltată. Așa este, am fost la Tallinn, invitat prima dată această întâlnire, a avut loc sub egida Asociației Municipiilor din România. La acea perioadă eu nu am putut să mă fac deplasarea, a făcut-o domnul Pendiuc. Acolo s-au notat primele relații și am fost invitat de primarul orașului Narva, un oraș al treilea ca mărime din Estonia, care este situat la 200 km de Tallinn. Dar vreau să menționez că primirea pe care am avut-o la Tallinn a fost o primire de 5 stele, atât doamna ambasador cât și domnul consul. Ne-au așteptat la aeroport, ne-au dus la un hotel, un hotel foarte, foarte bun în centrul orașului, ne-au dat apartamentul prezidențial plus alte camere excelente. A fost o primire care chiar m-a impresionat. Eu cred că astfel de oameni, și mă refer aici la ambasador, fac cinste României și depun eforturi, cum să vă spun, sunt oameni cu suflet, așa, care se zbat ca relația dintre două țări să se închege. Nu ascund faptul că de la orice întâlnire, astfel de întâlnire, chiar dacă e o țară mică și are doar 1.400.000 de locuitori, dar avem ce învăța, eu consider că oricare are de învățat într-o astfel de întâlnire și noi avem de învățat de la ei și ei de la noi. Ce avem noi de la ei, vreau să vă spun în primul rând, digitalizarea. S-a ajuns la cea mai digitalizată țară din Europa. Exact, din nu mai Europa. Există bani lichizi la oamenii, numai exact. Cu electronic. Au efectiv ca o carte de vizită, un card, care este valabil socotit ca și pașaport, ca și buletin, ca și carte de credit, ca și permis de conducere, orice document. Deci ei în portofel au un singur card. Te oprește poliția pe stradă, dai respectivă, vă dați seama, este o bază de dată foarte bine pusă la punct, o relație între instituții asta perfectă. Ne lipsește nouă. Exact, da. Și toate aceste lucruri s-au putut realiza pentru o decizie la nivel guvernamental. În 92 și acum cei din Estonia regretă pe fostul președinte, care, din păcate, a murit, dar care a avut această idee. Și este respectat și acum foarte, foarte mult în Estonia. S-a realizat această, pentru o hotărâre de guvern, această punere de acord a tuturor instituțiilor statului, în așa fel încât această digitalizare să poată fi făcută. Și vreau să vă spun că rămâi surprins de operativitatea cu care se obține un act în Estonia. Întâlnirea pe care am avut-o la Narva, când a coincis cu ziua orașului, a fost o întâlnire excelentă. A rămas ca într-o perioadă imediat următoare să invităm să vină la noi, când vom încerca să legăm poate și relația atât pe plan cultural cât și pe plan economic. Da. Pentru că trebuie să recunoaștem că o astfel de relație se ghebează doar după ce te cunoști bine, după ce ambele părți văd țara respective, în așa fel încât eu sunt convins că maxim 2 luni de zile primarul din Narva va veni în Râmnicu Vâlcea și vom porni primele relații așa de cunoaștere mai aprofundate și de a pune bazele unei dezvoltări, unei relații foarte și o înfrățiri între cele două orașe. Ar fi foarte important, mai ales că și ei sunt apropiați ca structură de noi, cumva după 89 au avut același destin, au ieșit de sub un sistem și adică asta este diferența dintre democrațiile vechi, care n-au trecut prin ce am trecut noi, și noi cei care am luat o reconstruire a vieții după 89, mai bine sau mai rău. Să vă spun că am avut o satisfacție extraordinară când în avionul care ne-am întors, atunci când s-a adus breakfast-ul în avion, gemul care era gem produs în România, produs la firma din Râmnicu Vâlcea, la Rureni. Este un lucru care m-a bucurat extraordinar de mult. Și pe noi ne bucura. Și vă dați seama, din Estonia, circulând cu avionul, servește un produs care este făcut în România. Acest lucru m-a bucurat foarte mult și sunt convins că firmele românești ușor, ușor vor putea pătrunde în piața asta internațională.
De alta, dar de exemplu, luni și-a anunțat vizita ambasadorul din Kazahstan, care vine în Râmnicu Vâlcea, care dorește, printre altele, să aibă și o întâlnire cu prefectul, președintele Consiliului Județean, primarul, o întâlnire la episcopie. Și eu cred că acest lucru se datorează, în primul rând, întâlnirii pe care am avut-o săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, cu ambasadorul din Belarus. Vreau să vă spun că trebuie să ne îndreptăm ochii și pe țările pe care până acum poate le-am tratat așa cu noi tot timpul, ne-am uitat doar spre vest, dar sunt țări unde relațiile economice sunt foarte, foarte bune și chiar firma pe care am menționat-o are relații cu Belarusul și chiar mi-a spus că are o relație perfectă. Și chiar ambasadorul din Belarus a spus că Belarusul este o piață de desfacere fabuloasă, pentru că ei sunt în acea asociere euroasiatică și toate produsele care vin sunt date și la export în asta, deci poți pătrunde pe mai multe piețe. Adică, domnule primar, dacă țări care nu sunt în Uniunea Europeană se străduiesc să pună un picior într-o țară din Uniunea Europeană ca să ajungă, noi, de ce n-am face invers, când interesul nostru nu trebuie să fie unul, nu vedem doar spre stânga sau spre data vest sau est, trebuie să vedem acolo unde ne interesul. Noi am fost niște fraieri până acum, noi români. Am ascultat cu gura căscată ce spun cei din vest. Numai ce spun cei din vest. Cei din vest au spus, nu faceți, voi n-aveți voie să aveți relații cu RSS-ul, cu țările din... Nu, cred că n-au spus-o chiar așa. Nu, dar cred că așa, numai cu noi. La ei ne-au primit tot mai puțin. În schimb, ei, pe față, au semnat contracte de sute miliarde cu RSS-ul. Acum să deci, știți că ei oficial nu ne-au interzis, numai că noi n-am avut lideri atât de puternici încât să știe să facă față. Noi am vrut să fim mai slugarnici și dacă ei au bătut doar apropo că este bine... Noi imediat ne-am înclinat. Imediat ne-am pus în genunchi. Lipsa unor lideri puternici. Ori nu. Noi trebuie să ne vedem interesul, trebuie ca să sprijinim firmele românești să exporte, pentru că asta este viitorul. Așa se dezvoltă economia. Așa se dezvoltă și am rămas extraordinar de plăcut, impresionat când această firmă pe care am menționat-o din Râmnicu Vâlcea mi-a spus că are o relație extraordinar de corectă cu în Belarus și vrea să-și extindă această colaborare, acest export. De aceea, la următoarele deplasări pe care le vom face, pentru că vom merge și în Belarus pentru înfrățire, poate chiar și în Kazahstan, după discuția pe care o avem luni, voi invita și oameni de afaceri interesați, care vor să facă această deplasare. Și care căror produse ar putea să-și găsească o piață. Și care, exact ce spuneți dumneavoastră, deci produsele dumneavoastră sunt competitive. Pentru că noi avem firme care fac cu adevărat lucruri competitive, competitive numai pe plan național, ci pe plan internațional. Și ar fi păcat să nu exploatăm această șansă pe care oferă municipalitatea, pentru că fără lipsă de modestie, dar în ultima perioadă de timp avem o deschidere și am pus la bază un sistem în așa fel încât relațiile internaționale să fie pe primul loc. Avem această întâlnire, deci am avut cu Belarus și acum luni Kazahstanul, am plecat în Estonia, avem deja pe 11 vine o delegație din Luxemburg, în care vede primarul. Lilian Zanfiroiu și primarul. Lilian Zanfiroiu. Am exploatat, trebuie să spun, pe rog și vreau să le mulțumesc oamenilor care au poziții cheie în pe lume. Pe 11 iunie, adică... Sau pe 18, da. Pardon, pe... Nu mai știu, 15 sau 16, avem un program foarte clar stabilit. Deci sunt oameni care au o poziție cheie și am exploatat această relație cu ei. Deci domnul Zafiro ne-a lăsit această el fiind și vâlcean și exact, un reprezentant și un om extraordinar. Vom exploata și întâlnirea cu Mircea Perpelea pentru Albania, pentru că orice țară avem ce învăța, indiferent cât ar fi dezvoltată sau de slabă. Și ei de la noi și noi avem ce da. Deci acum se pleacă, la sfârșitul lunii am primit o invitație să plecăm la Sârbi, un oraș împărțit, mai avem cu Cehie, suntem oraș împărțit, deci trebuie să plecăm și în Grecia, pentru că au fost cei din Grecia și chiar ne-au trimis imagini din, cum să vă spun, din presa locală și de la posturile locale de televiziune, unde au făcut o laudă municipiului Râmnicu Vâlcea extraordinară și chiar foarte acest lucru mă bucură foarte mult în insula Creta, în Ajax Nicolaus. Deci avem o deschidere totală și sunt convins că vom face lucruri foarte, foarte bune și pe plan internațional. Revenim puțin la Estonia și la faptul că este o țară super digitalizată. Este o întrebare pe care v-am mai pus-o dumneavoastră. Deja ați zis că sunteți în curs de a realiza alături de domnul Pendiu, care în fond la bază este informatician, dincolo de experiența administrativă, de a face niște pași, că mai sunt orașe din România care au început. Noi încă suntem în urmă pentru că n-am reușit să legăm toate verigile. Cum? Și noi, domnul Pendiu lucrează, fiind informatician de meserie de bază, lucrează la acest mod,
la acest lucru și anume, dorim ca adeverințele de la cadastru să nu mai fi nevoit să stai, să mergi să ia adeverințe la fisc. Această interconectare deja se face între fisc și cadastru. Vrem în perioada imediat următoare ca certificatele de urbanism să se poată elibera, să se poată elibera online. Deci sunt lucruri la care se lucrează, în așa fel încât cetățenii municipiului să facă cât mai puțin pași pentru a obține hârtii. Și cât mai puține cost și cât mai puțin nervi. Cei care se pricep și lucrează foarte bine online pot apela online, ceilalți e perioada aceasta de tranziție când trebuie să vină la ghișeu. În acest sens vreau să vă spun că se lucrează intens, atât domnul consilier Pendiuc, cât și domnul viceprimar Bețelanu se ocupă de această problemă și se ocupă foarte bine. Mă bucur că s-aud acest lucru și cu siguranță că e foarte important. Asta ar fi un pas uriaș în față. Cetățeanul ar simți imediat degrevarea și funcționarul până la urmă, că și solicitarea față de funcționarul public este foarte mare. Adică undeva... În afară de această vedeță în administrația locală, în afară de această preocupare care trebuie să ții pas cu modernitatea, sunt o grămadă de lucruri care trebuie să le faci, să le bați la picior. Clasic, mă refer aici la lucrările de investiție. Încă noi avem mentalitatea că trebuie să fie controlată. Încă nu avem conștiința deplină o firmă sau angajat unei firme ca să facă o lucrare și să merge, e da cheile, fă lucrarea asta să mergi să faci recepția. Nu. Trebuie tot timpul să mergi. Nu știu cât e de bine, cât e de rău, dar cert este că această supraveghere permanentă duce la lucruri foarte bune. Și vreau să vă dau un exemplu aici. Am inaugurat târgul de săptămână. Da, lucru, am fost prezent și este un realizare. Toată țara vorbește la superlativ despre acest lucru. Este adevărat că în prima etapă au fost reticenți. Orice om, după ce a fost obișnuit să vândă pe o pătură jos, când îi dai condiții, dar îi impui și niște reguli, este reticent. Tot timpul se gândește, nu, că parcă era mai bine în trecut, să vândă din mașina mea. Am fost apăut această întâlnire, deci prima săptămână a fost o bulversare totală și șeful de la târg spunea, domnul Gutău, nu mai rezist, efectiv nu mai rezist. Cât m-am venit, m-am dus la fața locului, vreau să le mulțumesc oamenilor că au înțeles. Civilizația se învață. Și am purtat un dialog civilizat cu fiecare dintre ei. S-au adunat câte 10, 20, câți au fost acolo. I-am rugat să-mi spună problemele în care se confruntă. Au fost și probleme de bun simț. Probleme la care am achesat imediat și imediat am dat dispoziție să se facă în așa fel. Pentru că, doi, între administrația publică locală și cetățean, nu trebuie să existe un act de, nu, eu tot ce spun eu e bine și ce spuneți voi e prost. Nu. Tocmai de aceea sunt primar, pentru că am reușit să înțeleg pe oameni și reușesc să colaborez cu ei. Și am găsit o înțelegere deplină și ei au fost extraordinar de mulțumiți că am acceptat o parte din variantele lor, care mi s-au părut de bun simț. Vă dau un exemplu. Unii vendeau într-o parte cei care vin de alt județ, erau nevoiți să vândă din spate la mașină pe o măsuță frumos, ceilalți erau cu... n-aveau voie decât în fața mașinii și prindeva pe un culoar, ceea ce ar fi împiedicat să vândă și aceștia în aceleași condiții cu ceilalți. Exact, n-ar fi avut același vad ca da, să vorbim economic. Și au vrut să creăm aceleași condiții și pentru unii și pentru alții, ceea ce mi s-a părut de bun simț. Am reușit, am rezolvat această problemă. Alt, că atunci când plouă, fiind acel copertină foarte înaltă, dar când plouă, apa pătrunde înăuntru. Am hotărât să luăm și luna viitoare ne vom apuca să facem niște jaluzele și atunci când plouă, fiecare să-și le lase în dreptul în așa fel încât să-și proteze marfa. Al doilea lucru rezolvat. După aceea, cei care vând angro, cartofi, vă dau un exemplu, vând din tiruri. Da. Nu aveam un loc special pentru tiruri și atunci era un loc acolo, am dat dispoziție să fie betonat, am făcut câte tiruri sunt? Sunt două sau trei tiruri. Am făcut patru locuri, în așa fel încât oamenii să aibă condiții. Mi-am mulțumit foarte mult. Am fost, de exemplu, la toalete, care sunt toalete excelente, ca la hotel de 4 stele. Și acolo unii au mai călcat, au făcut, dar am spus că oamenii care lucrează acolo trebuie să vorbească civilizat, frumos. Lumea se educă. Vă mai dau un exemplu. La clădirile respective a fost făcut un spațiu vitrat, de jur împrejur, și nici camerele nu aveau geam. Era sticlă, dar fără geam. Am de spus că la fiecare cameră să facă geam. Lucrurile de-astea poate aparent mărunte. S-au pus suportul pentru bicicletă, sistemul de taxare, unde se pun barierele. Deci toate aceste lucruri le-am făcut în așa fel încât am plecat din piață ca oamenii să fie mulțumiți. Deci un proiect început care poate fi îmbunătățit. Vorbeați despre toaletă și credeți-mă, nu mă gândeam, dar uite, sunt evenimente multe în centrul orașului. Noi încă, pentru că a fost un mare scandal pentru o propunere de toaletă, nu știu dacă a fost bine sau rău, nici nu vreau să mai intru în istorie. Un oraș
care este și oraș turistic și Râmnicu trebuie să devină din ce în ce mai mult oraș turistic. Asta este și un scop, da, în cumva așa. Are nevoie de toalete publice. Da, noi avem în zona centrală toaletă la subsol. Este adevărat că a fost un program până la 8 și a fost greșit și acum am dispus să fie program măcar în weekend, când se în piață. În piață să fie până la 12 sau până să știți că piețarii mi se plângeau pentru că și așa, cei de la blocuri. Dar în piață este toaletă. Deci în, da, piață este sistem de toalete. Am cerut ca și la târgul de săptămână unde există toalete, cei care vând efectiv în piață să li se acorde un card și să nu plătească, pentru că omul poate are nevoie, merge 3 ori pe zi, nu-i corect să plătească. În piața centrală lucrurile arată impecabil. Deci avem, de acest punct de vedere, vreau să vă spun, Râmnicu stă binișor. Singura treabă care incidentul care a fost în zona centrală când a fost spectacolul, programul a fost până la 8, spectacolul a fost până la 12. A fost o greșeală, o misiune pe care celor, da, care au venit. Se remediază. Acest lucru s-a reparat. Se remediază. Pentru, haideți să vorbim despre lucrurile mari, am vorbit de, am lucruri mărunte, că s-au adunat câteva și le clarificăm în direct. Târgul de săptămână, ce urmează? În ce fază deja, mai... Deja s-a făcut licitația și am predat amplasamentul. Pe data de 11, deci când este mâine sau... luni. Sau luni. Luni. Se începe, am dat ordinul de începerea lucrării la Redele 3. Deci suntem în faza și chiar a fost extraordinar de mulțumit că nu s-a mai făcut contestație la aceasta, pentru că, de fapt, primul loc a fost descalificat și locul 2 de pe lista a câștigat, dar bănuiesc că a văzut cel de pe primul loc că motivul descalificării a fost unul foarte, foarte clar și n-am mai făcut contestație. Pentru că n-ar fi avut sorți de izvândă. Exact. Și am încheiat contractul și m-am întâlnit cu reprezentanții firmei, luni se apucă de lucrare. Au termen de execuție... Firma de unde este? Firma de Râmnicu Bâlcea. Eu mă bucur să aud. Acest lucru mă bucură extraordinar de mult. E o investiție foarte mare. Termen de execuție în jur de un an de zile. Sper să nu fie un timp nefavorabil, că atunci voi fi obligat să mai dau o două luni. Dar oricum, până în toamna anului viitor, această lucrare trebuie să fie a Redele 3 ani. Al lucru important pe care l-am făcut și joi avem o ședință de Consiliul Local, am primit răspuns de la Ministerul Tineretului și Sportului și aici vreau să mulțumesc parlamentarilor de Vâlcea, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Ineață, pentru implicarea pe care au avut-o și ni s-a aprobat să preluăm sala sporturilor. Deja joi va fi aprobat în Consiliul Local, vom face procedura cerută de Ministerul Tineretului și Sportului, după aceea vom trimite această hotărâre de Consiliu Ministerul Tineretului și Sportului și urmează că într-o perioadă imediată, nu mai știu, când se dea hotărârea de guvern. Acest lucru mă bucură foarte mult, pentru că în paralel cu modernizarea arenelor 3 ani, fiind, având și proprietatea asupra sălii sportului, vom încerca să scoatem la licitație, să facem și proiectul de amenajare a zonei din jurul sălii sportului, în așa fel încât acea zonă a arenelor cu sala sportului să fie modernizată în același timp și când vom face la anul, sper, la anul, să facem inaugurarea în toamnă, să fie totul gata, chiar dacă sala sportului nu avem timp fizic să o modernizăm, ea în sine. După dar măcar în jur, toată zona în aceea? În jur, parcările, locuri de intrare, flori, să fie totul și atunci când avem un meci de handbal să vină tot să vadă ce condiții sunt la Râmnicu Vâlcea. Deci acesta este o veste extraordinar de bună. Mai avem faptul, am ridicat pe SEAP arenă, deci bretel la Bulevardul de Brădulescu. Acest lucru mă bucură enorm. Așteptăm, nu mai știu exact, în câteva zile, în 20 zile, parcă este depunerea ofertelor. Sunt convins că până la sfârșitul lunii iunie vom ști câștigătorul licitației. Sunt convins că așa prin august vom da ordinul de începere, așa cum dar la Redele 3 ani, să începem și bretelele și, cum am spus, deci în anul viitor, în decembrie sau cel târziu în februarie-martie 2020, cum vede, acele bretele să fie finalizate întru tot. Acest lucru este, dacă vreți, cea mai mare bucurie a mea. Al lucru extraordinar de important pe care l-am făcut și suntem într-o fază avansată. Deja am dat spre proiectare, SFO, pardon, studiul de fezabilitate și aproape gata, pentru noua vamă. Am luat deja o parte din avize, eu sper că în 200 va fi prezentat acest SFO, vom aproba Consiliul Local și după aceea vom scoate la licitație proiectare cu execuții, SFO fiind foarte, am cerut aceasta este spre Râureni, înțeleg. Nu, este la zona, în capul bulevardului de Brădulescu, în zona industrială. În zona, în parcul industrial. Lângă stația de burare, aveam un teren al primăriei care îl pune la dispoziție. E perfect. Deja pe acel teren erau foarte multe gunoaie. Deja am luat legătura cu o firmă, deja se curăță și se eliberează, se face, sau ce la cota zero.
ca să se poată face studiul geo pentru construcția respectivă. Îmi doresc foarte mult ca în acest mandat să facem, să finalizăm și această investiție pe care nu mi-am propus-o în campanie, dar care s-a evit din necesitatea de cumva de a descongestiona traficul. Exact, și acest lucru va avea beneficii fantastice pentru toți locuitorii municipiului Râmnicu-Vâlcea. De ce spun acestea? Și nu spun cuvinte mari. Spun că nu vor mai intra tiruri în municipiul Râmnicu-Vâlcea, toate la sensul giratoriu de acolo vor intra la vamă și vor ieși exact pe centură. Vom spune nou sediu când vom face schimbul, pentru că avem aprobarea ANAF-ului să facem schimb cu actuala clădire. În actuala clădire vom modeleza și vom face o autogară și vom da o dispoziție, apreciez eu cam cu un an înainte, vom da dispoziția să-i sumăm pe toți cei care au firme de transport, că pot închiria acolo un spațiu, pentru că autobuzele nu vor mai avea ce căuta în municipiu. Va fi un singur loc aproape de gară, unde toată lumea va ști care... În care de pe Bretea coboară direct în autogară. Toate taxiurile se duc în autogară, își duc clienții sau din gară clienții pleacă în autogară și atunci autobuzele mari nu mai au ce căuta în oraș. Pentru că dacă mergeți dimineața, începe de la 6, vedeți autobuze, autocare pe Râmnicu-Vâlcea care blochează sensul de intersecție. Acest lucru va fi eliminat. E un lucru extraordinar de... Mai ales că problemele de trafic în Vâlcea sunt recunoscute, care țin și de așezarea geografică între Capela și Olt și de modul în care a fost conceput arhitectural. Alt lucru pe care îl consider foarte, foarte bun și din nou vreau să-i mulțumesc domnului Costel Rădulescu, am fost împreună la Minister. Ministerul Educației, am ajuns la punctul final, în sensul că ministrul ne-a întâlnit cu secretarul de stat și cu directorul din dezvoltare, ne-a dat exact un model de hotărâre de Consiliu pe care o vom supune aprobare la sfârșitul acestei luni, aprobării Consiliului Local, de preluare a celor 25 hectare de teren de la Unitatea Militară și am promisiunea fermă, deci personal am vorbit, promisiunea fermă că se va putea da o hotărâre de guvern, iar noi, în schimb, să dăm liceul de chimie. În aceeași hotărâre de guvern, hotărâre pe care o va promova Ministerul Tineretului și Sportului. Deci, până la urmă, am mers și am explicat și este interesul ambilor părți să realizeze acest lucru. Noi, având spații excedentare, am motivat că toți elevii și-au găsit repartizare la alte licee. Am explicat că Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea a făcut, face și va face eforturi extraordinare ca învățământul să nu sufere. Și am dat exemplu că și-au rămas surprinși că noi am construit o grădință, grădința numărul 6, o să vedem construită în celălalt mandat al meu, că avem două grădințe ultramoderne pe care le vom face și avem și finanțarea asigurată în Ostroven la locuințele sociale, cât și în zona de lângă Dovale. Vreau să vă spun că grădința, tot micul prinț, sau cum se numește aici, de lângă din centru, de lângă primărie, unde funcționează inspectorii zonali, va fi redată învățământului. Și unde mutați inspectori? În clădirea Socomului? Să vedem dacă vom cumpăra această clădire, încă nu s-a finalizat contractul, dacă nu avem spațiu suficient, îi vom duce. Dar vreau să vă spun că deja acea clădire o vom da școlii generale numărul 1 ca să-și pună și vom întregi curtea cu această clădință și copiii de clasele 1-4 să funcționeze în clădirea actualei grădinițe. Le-am spus că avem 7 școli pentru care am obținut finanțare, avem contracte semnate. Eu când vorbesc, nu vorbesc că vom obține, că fițe, că talente. Avem contract semnat de finanțare pentru 7 școli, pentru modelizare totală. Am cerut ca această proiectanților care fac aceste proiectări a școlilor să le facă la ultimul standard, cel mai ridicat standard care există. Pentru că, eu te spun pe nume, sunt bani europeni. De ce să fac eu economie la bani europeni? Și de ce să nu beneficieze elevii români? Contribuția mea este de 2%. Fac efortul să ai 2% la 10 milioane de euro, dau 200.000 de euro, dar copiii de municipiu să beneficieze de condiții super ca să nu mai fie complexați când pleacă la facultăți sau nu știu, în Occident să vadă, vai, ce frumos e acolo și la noi. Ultimele noutăți. Merg pe această politică, poate cineva o să mă acuze. Deja ați fost criticat că investiți prea mulți bani pe studii de fezabilitate, vreo 926.000 de euro sau cam așa. Oameni care habar n-au. Deci nu poți accesa niciun fond dacă nu faci studii de fezabilitate. Deci n-ai nicio șansă. Pentru toate străzile care sunt un criteriu de eligibilitate este să prezinți studii de fezabilitate. Dar ce să știi, care unii dintre așa zișii ziariști acum fac liceu, îi spun că au facultate și ei acum fac liceu, știți, după facultate. Ce să le cer la astfel de oameni? De aceea nici nu intru în polemică cu ei. Dacă nu s-a dus cuvântul, chiar există o ziaristă care nu i-a mai dat nicio informație în cadrul primăriei până când nu-și face scuze public pentru dezinformările grosolane pe care le face. Și o să vă dau un exemplu.
scrie într-o fițuică online că primarul Mircea Cutău a achiziat un teren de 7300 de metri prin Ostroveni și vrea acum în vârtel să-l vândă. Habar n-are că acel teren, din prima zi când a fost achiziționat, a fost dat Ministerul Dezvoltării și am obținut și am finanțare scrisă negru pe alb de 285 de miliarde. Ce primar din România mai lua să facă 5 blocuri? Cred că sunt singurul care am reușit această situație. Și nici măcar să ai bunul simț să spui adevărul, tu să spui, asta mi se pare că depășește orice limită. Ați fost întrebat în legătură cu nici subiectul vorba. Înainte de a nici, scrie? Nici vorba. Ați fost deci căutat, domnul nici Butău? Vorba. Ce n-a fost întrebat nimeni de primărie despre așa ceva. Cum să-ți permiți să arunci mizeria asta online, să spui că așa, când este contract semnat cu Ministerul Dezvoltării, 285 de miliarde plus TVA-ul. Unde? Să facem 5 blocuri acolo. Am mai dat, mai avem acum promisiuni certe pentru blocurile pe care le face Maneleului, care le face pe Morilor, pentru că a fost și ideea mea din campanie, că am spus acest lucru. Că... Dar știți că pentru asta, cum să spun, pe de o parte puteți fi criticat, pe de altă parte sunt, uite, consilieri ai opoziției care v-au lăudat pentru această idee. Da, pentru că, eu nu sunt un pentru om... că se reabilitează partea exact. Râului Olănești. Eu nu sunt un om care să merg de la principiu că ideea unui liberal nu o facă, e totul prost. Nu. Tot ceea ce este bun mi se pare firesc să facem pentru în beneficiu orașului. Și dacă ideea lor a coincis cu ideea mea din cap, de ce să nu facem acest lucru? Și chiar dacă nu coincidea cu ideea mea și era o idee proprie, dacă e bun și am descoperit că ideea e bună, o fac. Pentru că până la urmă, vâlcenii sunt cei care beneficiază de acest lucru. De beneficiu unei exact. Realizări. Deci, revin, să... Am închis paranteza cu acea ziaristă. Vreau să vă spun că am atras acele fonduri pentru cele 5 blocuri care vor fi făcute. Am spus ministrul că avem două grădinițe. Blocurile de acolo, de pe terenul, nu sunt, sunt sociale sau anele? Anele vor fi pe Morilor. Blocurile respective vor fi sociale. 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 Mai avem încă 4 corpuri acolo, 3 corpuri, tot sociale. Lângă ele, tot acolo, este grădinița care se face și am obținut o finanțare de 56 miliarde. Da, pentru că știu că sunt încă multe cereri la primărie, oameni care nu-și vor permite. Da, dar blocurile respective sunt actualele, sunt 240 de copii care vin până în Ostroveni. De ce să aibă o grădiniță acolo? Mai se mai fac 5 blocuri. Câte locuințe vor fi în aceste 5 blocuri? Nu știu câte, am înțeles 120 sau nu știu. Foarte deci, important. Luăm publicitate că avem încă multe de spus. Revenim după câteva minute cu primarul municipiului Râmnicu Mâlcea, domnul Mircea Cutău. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, alături de mine primarul municipiului Râmnicu Mâlcea, domnul Mircea Cutău. Domnule Cutău, sunt multe lucruri de spus. Aveți niște provocări, ca să spun așa. Odată știri Beivodă unde este șantier, a doua răscoarul din fața statuii Independenței și vin zilele... Da, vreau să vă spun că se lucrează într-un ritm așa cum mi l-am dorit. Vreau să spun că în momentul de față pot spune că abia acum s-a ajuns la ritmul maxim la care lucrăm. Și avem așa, avem scoarul din fața tribunalului, care era într-o paragie, l-a făcut în 2006, sunt 12 ani. Am încercat să fac cu bani puțini, să schimb doar treptele care le puse granită, să folosesc foarte mult din materialul care era acolo, dar dă-l jos, lipește-l de nou, schimbă instalațiile, o muncă teribilă. Și băncile, știți că mă criticau atunci, ce bănci scumpe al logul tău, uitați, sunt 12 ani. Și băncile sunt în stare bună. Sunt în perfectă stare, am dat doar scândurile jos, care sunt vopsite din nou și vor fi puse și garantez că vor apărea ca și cum ar fi bănci noi. Adus. Deci înseamnă și un lucru bun de calitate pe care sistemul de iluminat, se vor pune becuri pe LED-uri. Deci toate acest ansamblu sper că în 2-3 săptămâni va fi gata și va arăta, după aceea vom pune și flori, sistemul de iluminat, vrem într-o etapă următoare să ajungem la Statuia Libertății, să o modelizăm și să o luminăm, mi-a venit cineva să o iluminăm, un sistem de lumini foarte fain și care cred că merită, ar da foarte bine. Merită, da. Ar da foarte bine în zona respectivă. După aceea avem Știrbei Vodă, o investiție foarte mare, care a fost câștigată la licitație. Haideți să vă spun, înainte de a spune dumneavoastră cu Știrbei Vodă, două aspecte. Unu, spun domnule,
Nu e mult de când s-a făcut Știrbei Vodă, 2010-2011, parcă așa s-a terminat Știrbei Vodă de modernizat. Și doi, astăzi chiar treceam, plecam din Zăvedea Teatrul Aleș și m-a oprit un domn, doamna Valeria, se taie pomii de la Federal Cop. Deci două probleme minore în aparență, dar care preocupă cetățenii. Deci trotuarul a fost făcut tot în mandatul meu, în 2007-2008. Spre independență și a fost cu reparații așa modeste. Acum este un proiect amplu. Am schimbat toate conductele. Dacă știți, în fiecare an se spărgea conducta cetului. Da. Facem, am cerut cetului să schimbe conducte, să pui conducte noi. Ați văzut conducta de gaz se spărgea. Am cerut să schimba conducta de gaz. Conducta de apă. Am introdus conducta de apă nouă, acolo era conductă veche și era în programul apabilului să schimbe conducta de apă. Au schimbat-o în avans ca să nu mai spargeți după ce reparați. Avem acum și m-am întâlnit cu președintele asociației, chiar astăzi m-am întâlnit, asociației proprietari de la blocul respectiv, partea stângă, deci pe Știrbei Vodă. Și vrem să colectăm toate apele care pică din bloc și care pică acolo, să le colectăm în tubulatură, în gheaburi și duse în burlane și duse prin în pământ, canalizare. În canalizare frumos. Avem de făcut, am extins un pic strada Știrbei Vodă, să punem două benzi într-un sens și să facem măcar pe o porțiune de 50 de metri, două benzi pe partea cealaltă, pentru că ați văzut, toată lumea spune că pe Știrbei Vodă este un blocaj. Și așa este. Și atunci trebuie să găsesc soluții. Pe partea pe strada Carul, când vii despre Știrbei Vodă și o iei pe Carul, era un refugiu care mergea 10 metri și am continuat cu refugiu. S-au tăiat doi copaci. Pe un copac au spus, au și pus afișe, Gutău, nu e vorba de așa, a hotărât arhitectul, pentru că noi plantăm în schimb 10 de copaci în loc. Dar trebuie să dezvolți. De sub este părul lui Hozoc, sau cum se numește. Numai canale sparte, o muncă teribilă, cel care a luat, iar crengile copacilor au crescut prin conducte. Un dezastru era. Și atunci s-au tăiat, se mai face o bandă. Referitor la școala de pe Știrbei Vodă, sunt acei copaci pe care Mircea Gutău i-a plantat. Și la care țin foarte mulți, acei roșii. Da. Dar făcând parcările, ei vor rămâne într-un loc de parcare. Vom vedea la sfârșit. Nu se taie niciun copac. Se va vedea la sfârșit. Dacă dă bine cu un copac în mijlocul unei parcări, să vedem cum se parchează, să nu parcheze ceilalți, să blocheze circulația. Dar în același timp, noi facem pe partea asta, am cerut constructorul care mi-a venit și arhitectul care mi-a venit cu o propunere, inițial am spus nici să nu discut, că nu vreau să tai niciun copac, dar astăzi mi-a venit cu o propunere la care m-au îndoit așa puțin, în sensul că în partea asta pe trotuar să-mi facă loc, și mi-a spus și să facă loc o metru pe un metru, să pui copaci. Și mi-au spus așa, domnul Gutău, vă aducem copaci de care doriți dumneavoastră. Eu am spus, nu, vreau copaci exact de acei roșii, cum sunt, care arată foarte bine. Vă aduc copac roșii care să aibă diametru de cel puțin 8 cm, 10 cm de diametru, deci foarte mari, mai mici ca acestea, dar mari. Vom planta acești copaci. După ce vom planta acești copaci, testăm și opinia publică. Dacă vor ajunge la concluzia, îi vom tăia pe ceilalți, abia după aceea. Și dacă deci dăm, ține cont de opinia cetățenilor. Bineînțeles, dacă dăm jos 5, vom plăta cu siguranță 10-12. Mai a venit arhitectul cu o propunere care mi se pare de bun simț. Și în orice stat civilizat se ține cont de părerea arhitectului. Pe partea dreaptă, cum se merge pe Știrbei Vodă, cum se merge spre Orădești, partea dreaptă sunt niște sălci foarte înalte. Sunt 4 sălci care apar. Deja au strunghiul foarte mare, deja încep să pătrundă sub asfalt, sub trotuar. Arhitectul care mi-a spus, a spus că ar fi bine și pe partea aceea să punem copaci de aceștia roșii sau din acea talpană, nu mai știu exact ce specie de pom. Elegant. Catalpă, da. Deci nu vom tăia niciun pom fără să montăm unul sau doi în loc. Dar sunt situații când trebuie să dai, te împiedică la crearea unui sens de circulație. Și atunci trebuie să... Vom avea sistem de... Astăzi a venit proiectantul și mi-a spus că e foarte bine să punem și două țâșnitori de apă. Sigur. Modernă. Să punem sistem automat pentru parcare, să poți plăti cu cardul. Asta înseamnă oraș inteligent până la exact. Urmă. Să punem toate cablurile să fie băgate în pământ. Niciun cablu să nu mai vadă atârnat. RDS, am luat legătura, RCS, toate firmele care sunt în RomTelecom, cu STS-ul să fie cablaje în net-site, cablaje în subteran, să nu mai văd fire atârnate. Sistemul de iluminat care va lumina strâmb de 9 metri, un braț care va lumina strada și un braț la 4 metri care va lumina trotuarul. Deci lucruri super civilizate. Coșuri de gunoi. Am spus că mâine vom hotărâ modelul coșurilor de gunoi și vreau coșuri cât mai frumoase și cât mai elegante și chiar mari. Să poți pune și o sticlă de suc, nu să pui o sticlă și deja să-ți dea prin afară. Să se umple și numai. O sticlă, așa. Bănci foarte frumoase. Deci ne preocupă, vreau să avem o zonă în care toți să spună, wow,
Toată trotuarul, vreau să vă spun că vom pune piatră cubică, doar locurile care nu sunt accesibile. Deci colțurile respective vom pune piatră cubică, pe unde nu calcă nimeni. Dar tot culoarul care să fie lat de 4 metri sau de 6 metri va fi granit, pe care placă, se calcă placă bine, mare, pe care pot merge și mămicile cu un căruț copii. Și doamnele cu tocuri. Doamnele cu tocuri și să nu mai înjure administrația locală. Da. Deci am ținut cont de toate aceste propuneri. Deci este adevărat că tot ce spuneți dumneavoastră, orice intervenție asta deranjează pe cei care sunt conservatoriști. Domnule, era mai bine să fie salcea mea de acum 30 de ani. Da, sunt și oameni care au, da. Același lucru l-am pățit și la, să știți, la sensul girator de la Nuică, care a fost dat și marea majoritate, oamenii, marea covârșitoare, oamenii sunt extrem de mulțumiți de felul cum funcționează. Sunt atent, au mai spus că ar mai trebui pus un sens pe asfalt, de cerează trecerea. Vom face tot timpul. Ei, mai există și o mică, dar nesemnificativă, dar semnificativă categorie de oameni. Deci eu mi-aduc aminte care se referă la pistele de biciclete. Nu, pistele de biciclete. Pistele de biciclete. Nu ai unde pe strada actuală să faci piste de biciclete. Nu ai unde. Nu se mai rămâne banda pentru mașini. Și atunci va trebui cel care merge pe bicicletă să meargă pe banda de mașină. Asta este și cu respectarea priorităților din trafic. Mai există o solicitare în zona respectivă de trecere de pieton. Da. Dar niciun arhitect, niciun specialist nu mi-a permis să fac lângă sensul giratorului trecere de pieton. Acolo în față la Nuică. La față la Nuică, da. Da. Nu e răutatea mea. Nu. Mulți, chiar și eu, Nuică, s-a supărat pe mine. Băi, mergeai tare. N-a fost treaba mea. Arhitectul a spus, nu vă dau aviz cu trecerea pentru de pietoni. Pentru că se bloca, pentru că exact se opresc, ce se fluidiza. Când e semaforul, se opresc mașinile, se blochează. După aceea când îi dai drumul, se blochează trecerea de pietoni. Deci nu este permis. Vom discuta, nu știu, ne gândim la o variantă. Accept orice propunere, dacă cineva vine cu o idee inovatoare de a face o trecere, ar fi extraordinar, dar să fie acceptat. Nu e vorba încăpățânarea mea, dar nu se permite. Sau cineva mi-a spus de acolo că la blocul 4, când se iese că e discriminatoriu și nu poate intra direct în intersecție. Păi dacă specialistul mi-a spus că trebuie să fie linie discontinuă din partea de interior spre exterior și de aici continuă și n-ai acum cum să ieși. Noastră. Acum vom face, chiar astăzi am fost la fața locului și mâine îl vom căuta pe domnul de acolo, pentru că mi-a vorbit foarte frumos și mi-a scris două pagini. Vom încerca să-i facem ieșirea pentru că ei când ies din parcare, dacă respectă regulile de circulație, trebuie să meargă până la poliție să întoarcă. Știu. Dacă vor spre centru. Dar atunci vom face în felul următor. Au parcare și în spate mai este un loc liber părăsit și vreau să le fac să măresc parcarea până la strada George Enescu și să poată ieși prin partea din spate. Și atunci evită... Și atunci evită, pot ieși în zona de nord să vină pe partea cealaltă pe lângă geamuri late. Deci mă zbat să găsesc soluții în așa fel încât să și fiu legal, să obțin aprobare de la specialist, dar să și mulțumesc cetățenii municipiului Vâlcea. Și vreau să vă mai spun, în cazul în care ne vom muta, încă n-am făcut actele cu Socomo, dacă vom finaliza acest contract de vânzare-cumpărare, poliția comunitară, unisediu poliției comunitare, acel loc am descoperit că zona, știam foarte bine că zona Lenin Sud, Traian Sud, n-are un parc. Da, da. Nu are un parc. Și atunci intenționez ca toată zona aia să fie dărâmată, toate locurile respective. Inițial am spus că fac niște blocuri, să vedem dacă va fi suficient să facem un bloc, dar cred că acum, văzând solicitările din zonă că nu este un parc, cred că n-ar fi rău să demolăm toată zona respectivă, sunt vreo 5.000 de metri, să fac un parc. E nevoie. E nevoie. Bineînțeles că voi deranja acolo. Sunt niște garaje, sunt proprietate, va trebui să iau, să înțeleagă, trebuie garaje, nu mai pot lăsa barăcile acolo. Vor trebui demolate, lăsate garaje frumoase, terenul, respecti proprietatea, dar nu cum vor fiecare să-și bage mobil înăuntru. Mai sunt aici cantina de ajutor social. Noi făcând, putem să dăm alt spațiu în care nu barăcile alea să existe. Demolat toată zona respectivă și făcut un parc care va impresiona și va servi oamenilor din zonă. Exact. Deci, da. Astea sunt ideile. Nu e rău. Cumva ați dat câteva știri foarte importante, că încep luni lucrările la arenele Traian, că s-a finalizat, s-a obținut aprobarea și prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Educației și a parlamentarilor vulceni pentru... Să prelăm sala sportului? Da, și de asemenea s-au obținut aprobările pentru vamă și exact. Se pornește și acolo. Pentru cele transferul cu 25 de hectare în care sigur că vor mai stârni valuri de discuții, dar sper să fie și discuții constructive. Iarăși face Gutău, nu știu ce teren. Eu sper să fie și discuții constructive. Deci acel teren va fi luat, va fi făcută o dezbatere publică, ce se face pe acel teren. Sunt 12 hectare pe partea dreaptă, 12 pe partea stângă.
Ne consultăm, facem, chiar promit că vom face o dezbatere publică, să vedem, sau poate un concurs de soluții. Apropo de concursul de soluții, eu nu știu de ce la noi în țară merge atât de greu când faci un concurs de soluții și de ce nu vin firme și de afară. De exemplu, în Estonia, unde am fost, erau niște hale foarte mari în care au fost hale de construcții de mașini, fel și fel de hale în centrul orașului, seci de hale. A făcut un concurs de soluții, a câștigat concursul acum vreo 6 ani, mi-a spus doamna ambasador, o firmă din Japonia, și-au modernizat acele hale, peste care s-au făcut clădiri, dar cu placaj, cu cărămidă aparentă, cu sisteme de piatră. Deci dintr-o hală industrială? Dintr-o hală industrială s-au ridicat peste, au făcut 6 nivele, 7 nivele, o ambianță fantastică. Și-au făcut așa numitul centru nou al orașului. Unde se vândă metru pătrat de apartamente, se vinde cu 5.000 de euro metru pătrat. Fantastic. Fantastic. Dar e fabulos ca pe o suprafață de cât, un hectar, nu e mai mult de un hectar, 2 hectare maxim, să fie făcute 10 astfel de construcții foarte și bine. Și pornind de la ceva care... Consolidări pe de exterior, care să te ducă și cu timpul în trecut și modernism. Fantastic, fantastic. Și, deci dacă de o ce... țară cu 1.400.000 exact. De ce oare nu se poate și la noi să vină? Poate că noi ducem lipsă de arhitecți. Trebuie să vă spun. Avem acum, de exemplu, pentru izolația termică a blocurilor, de nu știu câte ori scos la licitație, nimeni nu se prezintă. Pentru că prețurile, consider că prețurile mici, nu se prezintă. Deci este o criză efectivă de arhitecți. Poate dacă ar fi o deschidere mai mare, să vină și din exterior, să vină cu gândiri, cu altfel de gândiri, Ar stimula competiția și frumusețea orașului. Că până la urmă, din punctul meu de vedere, frumusețea unui oraș este dată de arhitecți. De viziunea unui arhitect, așa este. De viziunea unui om de specialitate. Da. Dacă acel om de specialitate are cu adevărat viziune, orașul se schimbă total. Dacă o țară mică a putut să facă licitație internațională exact, pentru o soluție la niște hale industriale, noi nu știu de ce nu putem să facem. Aici poate tot dumneavoastră... Și aici poate facem o dezbatere, revin la ce am spus, pentru acel teren. Cineva, deci, să scoatem la concurs, un concurs de soluții, ce gândire. Da, ce se poate face? Specialiști, până la urmă, trebuie să mergi pe una specialiștilor. Exact. Deci, ce soluții? Am o gândire. Și eu sunt deschis spre nou, dar... ca să le legi așa frumos, că acolo erau jos restaurante, erau magazine de super lux, sus apartamente pentru super de super calitate, deci un hotel intercalat. Deci, cum să vă spun, o combinație care te lăsa masca așa când vedeai. Deci, această gândire nu poate avea un om care nu e de specialitate. Cum sigur. Trebuie un om care e specialitate, care a mai făcut așa ceva. Și care să integreze gândirea asta în urbanistica Râmnicului, ținând cont și de nevoile Râmnicului. Vă spun acolo în tale, extraordinar, centru nou, foarte aproape, la 300 metri de centru vechi. Centru vechi reabilitat în totalitate, cu terase, exact cum e genul ăsta de numai terase și clădiri, parter și un etaj foarte frumos. Și aici centru nou. Deci, dar atât de bine se potriveau încât spuneai că ești în altă lume. Și chiar mă gândeam că e un oraș care are 500.000 locuitori. Deci nu e atât de mare încât să toată țara are 1.500.000. Da. Dar uitați că sunt locuri în care se poate și locuri în care nu se poate. Dar eu cred că pentru o deschidere mai mare și pentru un curaj așa mai mare, vor reuși și noi. Cu toate că, fără lipsă de modestie, Râmnicul în ultimii 2 ani a cunoscut o dezvoltare fantastică și este deja pus pe harta României ca oraș de atracție. Și toată lumea oraș vorbește, magnet. Exact. Toată lumea vorbește foarte frumos despre Râmnicul Vâlcea. Schimbările care s-au produs în Râmnicul Vâlcea, și aici nu trebuie să fim răutăcioși, că știți, politica trebuie să aibă o limită. Până la un punct. Până la un punct. Dar trebuie să fii chiar răutăcios să nu recunoști schimbarea majoră a Râmnicului. Cine mai credea că vom avea acum o echipă care va juca în cupele europene? Da. Și uitați, o echipă de handbal care joacă în cupele europene. Încet, încet exact. Revine gloria de altă dată. Anul viitor, am promis în 2019, vom face o inițiativă, un SFO, pentru a proiecta un stadion pe actualul amplasament. Un stadion cochet. Poate în următorul mandat să facem și acest lucru, un stadion cochet micuț pentru juniori. Avem acum 300-350 de juniori pe care îi pregătim. Avem echipa de handbal în care am investit foarte mult și investim foarte mult și avem echipă de, eu spun, de fapt și obiectivul este ca următorul campionat să ia medalie. Acesta ne-am clasat pe locul 4, următorul mandat obligatoriu în primele 3.
Deci lucrurile s-au schimbat, școlile se vor moderniza, se vor moderniza. Terenul de sport face pe la fiecare, acum lucrăm la liceul pedagogic, parcuri, chiar astăzi venind încoace, la ora 5 am fost la parcul de la liceul Silvic. Săptămâna viitoare, pe bine, îl inaugurăm. Arată impecabil. Da, da, și acolo au fost discuții că se distruge materialul dendrologic. Nici vorbă, n-am tăiat decât copaci uscați, s-au montat gazon, s-au pus flori. Nu plântăm locuri de joacă. Vom pune bănci doar pentru oameni de vârsta a doua și a treia care vor să vină cu nepoții să simtă bine, să se odihnească. Vom da gardul la viu de la fațadă, vom pune doar flori stânga-dreapta. Va fi un punct de atragere. Veți vedea, săptămâna viitoare, vineri, am și programată inaugurarea. Vreau să vă spun că parcul care este tot în proporție de 86 gata, parcul de la liceul pedagogic. Vreau să vă mai spun că lucrări care aparent par minore, dar de o mare importanță. Avem pe Itraia Cetățuie. Era o alunecare de teren și din celălalt mandat, de acum 10 ani, tot timpul sunau oameni de acolo. Acum ajunseseră prăpastea la jumătate de metru, metru și jumătate de casă. A mers, s-au pus gabioane, s-a făcut o lucrare extraordinară și se lucrează. Sunt convins că săptămâna viitoare veți fi invitați la inaugurare să vedeți cum s-a rezolvat acea zonă. Avem intrat dealul malului, din nou alunecare, s-a făcut și acea alunecare. Acum am scos la licitație să facem accesul din calea lui Traian spre intrarea Cetățuiei, pentru că sunt foarte multe mașini. Să luăm din muntele respectiv, să debăgăm 2 metri, să facem 2 benzi. Sunt lucruri pe care le facem în permanență. Astăzi am fost la o sesizare pe care am primit-o și i-am căutat pe oameni acasă, din păcate nu i-am găsit, pe strada Ion Creangă, pe la numărul, nu mai știu exact, 75 sau 25, dar acolo chiar unde se este un canal care face legătura între strada Veteranilor și Ion Creangă și unde la ploaie au inundat, cred că și astăzi a fost inundație. Acum, chiar o să vă duc după emisiune pe în zona respectivă. Da, mai ales că a plouat. S-a inundat vreo 4 familii, apa de 1 metru a fost. Și acolo am mers, trebuie făcut un canal, apa care să fie colectată și duse până la balta aia care este acolo, căcioasă, sau cum noi se termin popular. Da. Deci sunt lucruri extraordinar de importante pe care noi le facem și le facem în permanență. Am intrat în Goranu, astăzi am fost la Goranu, am dat pentru proiectarea străzii Săriștea Nouă. Am primit fonduri, avem asigurată finanțarea. Am fost pe strada Părcășanu, acolo trebuie prinsă, trebuie intabulată, să facem și ziduri de sprijin. Am fost pe strada Fețeni, unde de nou am promis oamenilor că mâine voi merge la fața locului și trebuie să o prindem pentru asfaltare, iar strada cealaltă a Mierlei, deja s-a turnul de începere al lucrării de asfaltare. Lucrăm intens. La Fețeni se lucrează efectiv pe drumul din zona centrală până la biserică, pentru că oamenii ăștia au fost uitați de ani de zile și lucrăm acolo să facem rigole stânga-dreapta, urmând ca după aceea să asfaltăm. Strada Ion Luca Caragiala din Ostroveni, în fața școlii generală numărul 15, astăzi trebuia să fie finalizată asfaltarea. Am fost ieri, era jumătate făcută, să vedem dacă astăzi n-am ajuns acolo, să vedem dacă e finalizată. Avem o grămadă de străzi în Călăzănești, Copăcelul, la care lucrăm. Deci lucrăm într-un ritm extraordinar de alert și acest lucru îi bucură pe Bălceni. Da, mai am o întrebare referitor la mutarea vămii. Vorbeam despre sensul giratoriu de acolo, care are niște probleme. Da. Cum stăm? Deja s-a câștigat licitația. Sensul giratoriu a fost câștigat la o valoare de 380 milioane, dacă mă înșel. Nu știu dacă e exactă suma. Care este, a fost prost făcut. Prost făcut. Eu n-am venit să spun acum, uitați, cei care dinaintea mea au fost. Am luat lucrurile problema cum e și o rezolvăm. Și am încercat să o rezolv. Nu dau vina. Sunt organe de abilitate care vor stabili cine este vinovat sau nu. Dar sensul a fost prost făcut. Și orice șofer care merge în sens, sau dacă vine unul de la București și vrea să vină prin bulevardul de Mrădulescu și vine cu autocar, nu poate să facă curba decât dacă trece peste rondul ăla de... Deci prost făcut început. Și atunci am fost cu proiectantul cu arhitectul la fața locului, am cerut să facem extinderea sensului giratoriu în stânga, dreapta, est, vest, sud, nord. Da? Am descoperit că terenul din jur este terenul nostru, numai că trebuie făcute ziduri de sprijin, investiții serioase. Vom face acest sens giratoriu, vom lucra, eu sper că din toamnă... Temeinic, pentru că dacă se va fi traficul către vama... Pentru că vrem să fie gata în momentul în care vom muta vama. Odată cu vama să fie și sensul giratoriu. Da. Pentru că tirurile care vor veni vor trebui să aibă
o rază mult mai mare în sensul giratoriu ca să se poată bine și tirul care au și remorc în spate, care trebuie să facă sensul giratoriu. Trebuie calculat foarte bine betonul care se pune în sensul giratoriu, pentru că vara, la acest frecuș din stânga în dreapta, se unduiește asfaltul. Deci trebuie să apelăm la oameni la specialiști. La specialiști, așa pe lângă să-l face. Deci înainte, vă asigur că până a dat drumul la vamă va fi gata și acest înainte sens. De public, dar mai mult, toți suntem în zona respectivă. Avem o investiție cerută de Bălcet de 15 ani, un trotuar care să fie de la sensul giratoriu, da, care să meargă până dincolo de până la Boromir. Așa este. Uitați-vă, în proporție 90% de cază. Trebuie doar asfaltat, preluat. Era un și risc pentru cei care erau nevoiți să treacă. Și mai mult decât atât, am fost la licitație și îmi cer scuze pentru doamna director de acolo de la Ambient. Trotuarul de lângă gardul Ambientului a fost transformat în parcare pentru mașini. Am scos la licitație, a câștigat o firmă amenajarea trotuarului și după aceea vom pune stâlpișori în așa fel încât trotuarul să fie pentru pieton și nu pentru tirurile de mașini. Și vreau să-i spun, doamne, că a fost de o lună jumate la mine, a durat foarte mult procedura, că așa durează. De săptămâna viitoare se vor apuca de lucru în zona respectivă. Deci se remediază și acest lucru. Mă bucur că ați adus aminte de calitatea betonului, că poate noi în România ne-am pierdut puțin din specialiști adevărați care aveau și responsabilitatea muncii. Mi-aduc aminte, se construiau barajele pe Lotru. Păi nu ieșea din laborator mostra care trebuia să fie acolo până când nu avea calitatea necesară. Așa și aici, ținând cont de trafic, ținând cont de greutatea mașinilor, trebuie exact ce trebuie spus acolo. Luăm o pauză de publicitate și revenim pentru ultima parte a emisiunii. În direct, ultima parte a emisiunii, invitatul în această seară, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircea Guto. Domnule Mircea Guto, o parte care mie mi-este foarte dragă și pe care cumva mă bucur că aveți deschiderea de a o lua în calcul. M-am bucurat că ați acordat sprijin organizării festivalului Ariel Interfest și este în fierbere echipa de acolo pentru a ieși cât mai bine și va fi un program extraordinar. Noi o să-l popularizăm, doamne și domnule, pentru că de la cei mici până la cei mari veți avea toate genurile de spectacole, inclusiv parada de deschidere. Dar până atunci, iată, parteneriatul cu Sibiu face ca sâmbătă să avem concert Fado la, aici la Râmnicu Vâlcea, din Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Așa este, trebuie să spun așa cu surâsul deschis că domnul Chiriac m-a adoptat ghilimele de rigoare. I-am picat așa cu tronc și a răspuns totdeauna cu mare plăcere și este total de acord și se implică efectiv ca să promoveze Râmnicu, să ne ajute la această promovare, să facem, pentru că dumneavoastră au deja acolo un concept cultural foarte bine pus la punct, au un buget, atenție, 12 milioane de euro, fără să aibă niciun lot de la primărie, da, deci de la sponsor. Dar mi-a spus și dumneavoastră că orice început este foarte greu și eu am nevoie... Întâi trebuie să pun administrația umărul. Da. Am nevoie de sprijinul de început. Drept dovadă, cum a spus dumneavoastră, va fi acest concert Fado. Avem o trupă de teatru în Statele Unite care la acest va veni în festival. Va veni și la Râmnicu Vâlcea. Avem conducerea teatrului Ariel care se mișcă foarte bine și chiar sunt mulțumit de alegerea făcută. Pentru că avem spectacole și sunt vii, cu alte cuvinte. Adică tot timpul la orice acțiune sunt prezent și am făcut tot ce este omenește posibil și am alocat un buget de 100.000 de euro pentru acest festival de teatru. Sunt convins că lucrurile sunt pe drumul cel bun și Râmnicu Vâlcea va fi unul din orașele unde se... cum se vă spune, un oraș căutat, un oraș în care se întâmplă ceva. Drept dovadă, știți, Festivalul Filmului, cu ajutorul, da, GRE-ului, a avut loc, a fost, așa a fost un succes. A fost un succes și așa a fost este inclus în agenda de alte 5 orașe din țară, oraș în care s-au rulat filmele.
Reprezentanții cererilor au fost deosebit de încântați. Erau două fete care nu venise niciodată în Râmnicu Vâlcea și au spus că nu credeau că există un oraș în Noi România. Noi avem o deschidere culturală extraordinară. Vreau să vă spun că m-a impresionat acest festival al filmului. A fost o prezentare de film chiar în zona centrală. Mere Roșii? Și chiar într-o seară, nu Mere Roșii, în zona centrală a fost pe un ecran gigant un film. N-am fost trebuie să, dar treceam pe stradă și am văzut scaunele scoase, cred că erau 3, 400, 500 de scaune scoase, un timp foarte frumos așa de pensera și se uitau la film. Sigur. O liniște fantastică, ceea ce m-a impresionat foarte mult. Și oamenii sunt dornici să fie scos din casă cu astfel de evenimente. Eram cu soția și cu doi prieteni în mașină și chiar zice imagine fantastică. Oameni degajați stăteau și se uitau la un film. Deci uitați că ușor, ușor tot ceea ce am promis să se înfăptuiește și sunt convins că Râmnicu Vâlcea va redeveni ceea ce ne dorim cu toți. Sigur, acum eu am spus întotdeauna și m-am bucurat, spuneți noastră că v-a adoptat domnul Chiriac, păi și noi îl adoptăm dacă e de acord, poate că alături de alți cetățeni de onoare pentru valoarea dânsului de manager cultural extraordinar, recunoscut în lume, nu numai aici peste munți, și faptul că e preocupat să ne ajute în acest proiect pe care îl are primăria de descoperirea identității culturale a Râmnicului și de punere în valoare, eu cred că ar merita un loc pe panoplia aceea și domnul Constantin Chiria. Vreau să vă spun că am fi cel puțin personal, aș fi onorat ca un astfel de om să fie declarat cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea. Deja s-au făcut unele propuneri în acest sens, deja se strâng semnături. Eu sunt convins că într-un timp relativ scurt voi propune spre aprobare Consiliul Local. Pentru că un om care a putut să facă atât de mult pentru cultura românească, mă refer la festivalul de la Sibiu, care deja este... Și iată, face și pentru cultura vâlceană. Un om care este profesor la nu știu câte universități din străinătate, un om de la care ai ce învăța, un om care a înțeles dorința noastră sinceră de a fi puși acolo pe hartă, ca un oraș în care, magnet, un oraș în care se întâmplă ceva și ne ajută atât de mult, eu cred că și merită cu prisosință un astfel de loc. Deci, în cel mai scurt timp intenționez să-i fac această propunere de cetățean de onoare al și să sperăm că acceptă și că vom reuși să facem acest lucru. Numai devreme, înainte de a vorbi de festivalul de teatru, care va fi cu siguranță un eveniment și noi o să-l mediatizăm ca dumneavoastră să știți ce extraordinare spectacole veți avea, duminică, aici, în centrul orașului, va fi Dan Puric, un actor cunoscut, un cetățean cu o vocație extraordinară de a muta concepții despre lume. Va susține... Da, și foarte plăcut de public. Da, deci iubit că de-o. A luat această decizie, pentru că costurile nu sunt chiar foarte, nu sunt minore, dar a luat această decizie să facem acest spectacol. Și mă rog la bunul Dumnezeu să fie timpul frumos să-l facem în centru, pentru că eu consider că va fi neîncăpător centru pentru a-l asculta pe Dan Puric. S-au perfectat toate actele, s-a semnat contractul, deci duminică va fi la acest spectacol în centrul orașului. În cazul în care va fi ploaie, poate îl mutăm într-o sală, dar ar fi păcat. Dar timpul se anunță bun pentru sâmbătă. Se anunță bun și sigur că așa va fi. Și ajungem la festivalul de teatru, va fi între 17 și 21 cu o paradă impresionantă, unde primăria a dat tot sprijinul și înțeleg că e mare, mare, mare fierbere. Da, e mare fierbere. Cei de la teatru sunt chiar lucrează de dimineață până seara. Vor să mă surprindă, vor să spună, chiar mi-au spus că vor să fie ceva ce n-am mai fost în Râmnic, că vor o paradă fantastică care va începe de la Episcopie pe fața primăriei în zona centrală, spectacole de teatru extraordinare. Pe data 20 va fi o prezență de super elită în Râmnicu Vâlcea, mă refer aici la George Banu, care este un om de teatru extraordinar, așa, într-o conferință fantastică. Chiriac de la Sibiu și mulți oameni de cultură care vor vii. Vasile Șirli, Constantin Chiriac, George Banu. Vom avea o întâlnire la Episcopie, pentru că vreau să vă spun că nimic nu facem fără binecuvântarea înaltă prefericitului Varsanuvei, care este un om extraordinar și foarte deschis la orice acțiune pe care o avem. Poate că de multe ori nu suntem noi atât de... nu cerem atât de mult pe cât ne-ar putea oferi. Acum trebuie să-i spunem într-un mulți ani, mâine se împlinesc 4 ani de la întronizare. Așa este, mâine vom merge personajul la mulți ani pentru că este un moment. Îi dorim mulți ani pentru că îmbină foarte la un nivel înalt spiritualitatea creștină cu această ocrotire a culturii și a tuturor lucrurilor care țin de evoluția noastră. Se vede schimbarea, se vede schimbarea în bine și
cum se spune la mine în Bucovina, se spune că omul sfințește locul. Așa de aici, eu cred că acest proverb se potrivește extraordinar de bine dar preasfințitul Barsanufie, pentru că omul sfințește locul, tot arată impecabil și la episcopie, peste tot unde merge, bisericile din ce în ce mai frumoase, și acest lucru nu are decât să mă bucure și sunt extraordinar de bucuros cu un astfel de om a ajuns într-o astfel de poziție extraordinar de importantă. Înțeleg că toată vara va fi plină de evenimente, că nu o să ieșim bine din aceste zile și din vizitele unor ambasadori și întărirea unor relații. Dar luni avem deja vizita ambasadorului din Kazahstan, v-am spus. Așa, da. După aceea vin vizita din Luxemburg. Trebuie să plecăm la Kromeric, o delegație va pleca, avem zilele orașului. Și vin zilele imnului național, care iarăși vor fi... Da, lucrăm acum, facem câteva medalei, câteva sute de medale. Oamenilor care au avut o contribuție pentru dezvoltarea râmnicului vor primi, toți acești oameni vor primi o astfel de medale. De 170, mi se pare un merit extraordinar. De 170 de ani. Aici vreau să-i mulțumesc public domnului Axinte Gaspar, ambasador, judecător, ce vreți, foarte multe funcții a avut, ministru Axinte Gaspar, împreună cu domnul Mițaru, care s-a ocupat pentru ca aceste medale să poată fi făcute și la monitoria statului. Și v-am spus, este un moment extraordinar de important și plin de însemnăminte. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost declarat orașul imnului național. Vrem să avem și noi o identitate și un brand. Și propunerea, chiar mă bucur, a venit din partea domnului Penduc. A spus că e un lucru pe care trebuie să-l exploatăm. Mai ales că-l avem și cu toate sursele istorice atestă acest fapt. Și este păcat ca acest brand să nu fie exploatat. Și se pare că am procedat extraordinar de bine, că am supus aprobării Consiliului Local, a fost aprobat cu unanimitate de voturi și vreau să le mulțumesc tuturor consilierilor locali, indiferent cu natura politică, pentru că este un lucru care nu poate să se facă decât bine. Domnule primar, sunt multe de spus, dar vă mai invităm, vă mai răpim din timp, înțeleg că acum vă mai duceți să vedeți ce efect are ploaia asupra unor zone. Vă mulțumim tare mult, succes și Doamne ajută să se întâmple lucruri bune în Râmnicu Vâlcea, până la urmă toată lumea va beneficia dacă lucrurile merg bine. Și vă mulțumesc și le spun vâlcenilor să aibă încredere că absolut tot ceea ce s-a promis se va face, pentru că sunt un primar al faptelor și nu al vorbelor.